La sediul primăriei municipiului Călăraș, reprezentanții E-Distribuție Dobrogea S.A. au semnat cu primarul Marius Dulce contractul de transmitere în folosință gratuită a spațiului din strada Speranței. Aici va funcționa un centru de vaccinare pentru populație. Centrul, cu o suprafață de 145 de metri pătrați, a devenit funcțional din data de 20 ianuarie începând cu ora 12, iar aici vor fi imunizați cei 4.313 călărășeni din municipiul Reședință de Județ și localitățile arondate, cu Zavodă, Alexandru Dobescu, Independența, Mănăstirea și Ulmu. Ați verificat netul, tabletele? Da. Mă întrebi credențialele de rem, dar vin băieții de la secrete că nu trebuie o Și astăzi avem cât? De la ora 12 începe? Da, avem programați 12, azi rămâne în fiecare zi câte 60. Cel puțin. Avem liste de așteptare. Aici avem numai din Călăraș sau avem și din localitățile... Deocamdată doar din Călăraș, dar se pot vaccina și din localitățile... Știu că, da. Deci din tot județul, aproape de noi. Avem liste de așteptare. Lumea trebuie să știe că nu aruncăm doze, și că se pot înscrie pe listele de așteptare cu condiția să fie în faza a doua. Și cei care sunt în boli cronice? Și cei care sunt în boli cronice trebuie să vină cu dovada bolii pe care o au. Ok. Da. Le facem copie de boletin, le luăm acordul și nu sunt vaccinat să nu facă nimic, dar trebuie să răspundă la telefon 2 ore înainte. Okay. Astăzi ați semnat un contract cu reprezentanții Enel. Dați-ne mai multe amănunte despre ce este vorba. Astăzi, da, am semnat un contract cu Enel-ul, un contract de parteneriat, un contract pentru a crea un centru de vaccinare acolo, pentru că dânșii au avut disponibilitatea și amabilitatea de a ne pune la dispoziție acest centru. Mai mult de atât, dânșii s-au ocupat de igienizarea spațiului, l-au predat la cheie, iar noi am venit cu logistica necesară pentru a avea și a funcționa acest centru în bune condiții pentru a termina cu această vaccinare și la noi în Călăraș. Este prima zi de funcționare a centrului? Este prima zi de funcționare a centrului în Călăraș. Vor începe la ora 12. Vor fi astăzi programați numai 12 persoane pentru că mi s-a părut corect să fie cu mai puțin pentru ca să se facă circuitele așa cum trebuie, iar de mâine, din ce am înțeles, sunt planificați câte 60 de persoane. Acolo va fi pază... Vom asigura acolo prezența permanentă a poliției locale, iar Doamne ferește, dacă avem incidente, sunt pregătite și trupele jandarmeriei pentru a interveni și a avea liniște în zonă. Există localități limitrofe arondate acestui centru de vaccinare? Sigur că sunt localități arondate centrului de vaccinare, sunt Grădiștea, Ciocănești, Dorobanțu. Sunt estimate undeva la 18.972 la școala de sport, pentru că vreau să spun că la sala de sport de la școala numărul 11 avem pregătit al doilea centru de vaccinare, care va intra în scenariu undeva din ce spun cei care gestionează acest proces, undeva în luna martie, pentru că, așa cum bine știți, după ce începe vaccinarea, după aceea vine rapelul și centrul acesta se va supraaglomera și atunci o să trească să dăm drumul la vaccinare în sala de sport de la școala numărul 11.
În momentul de față nu se știe perioada de funcționare al acestor centre. Dacă e să ne gândim și să spunem ce s-a discutat, le-am luat în calcul că aceste centre de vaccinare să funcționeze cel puțin 6 luni de zile. Pentru că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, se estimează pe zi să nu se depășească undeva la 16.000 de doze de vaccinare.